Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre mândrie. De ce este un păcat atât de mare și de ce ne ține atât de departe de Dumnezeu? Și ne bucurăm să-L avem alături de noi astăzi pe Părintele Aurel Mihai, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și preot la Biserica de la Veche din Capitală. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ne-am regăsit noi și privitorii noștri atât de fideli. Părinte profesor, înainte de a vorbi despre subiectul nostru, vă mulțumim pentru că ne sunteți mereu gazdă și cu multă bucurie filmăm ediția aceasta frumoasă, Cuvânt pentru Suflet, dar și alte ediții cu alți invitați în biserica unde slujiți atât de frumos și cu atâta dragoste lui Dumnezeu. Și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Și noi vă mulțumim că ne faceți această onoare și prin prezența dumneavoastră, apostolului de televiziune Trinitas, avem conștiința că odată cu dumneavoastră intră în biserica noastră, măcar cu privirea, dar cred că sunt încredințat și cu sufletul toți cei care ne privesc și privesc emisiunile realizate în această Sfântă Biserică, ca de altfel în toate celelalte biserici unde postul de televiziune Trinitas înregistrează sau filmează evenimente și momente de adevărată trăire duhovnicească din viața noastră bisericească. Vă mulțumim tare mult, Părinte Profesor. Așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi, vă invităm să vorbim astăzi despre mândrie. Sigur că părinții bisericii ne atrag atenția, însuși Mântuitorul Hristos ne atrage atenția asupra acestui păcat care ne ține departe de Dumnezeu, pentru că mândria este cea care ne poziționează pe noi deasupra celorlalți. De aceea aș vrea să vă întreb, cum ar trebui să privim acest păcat și de ce este un păcat atât de mare? În primul rând, făcând apel la textul biblic, trebuie să ne gândim la cuvintele lui Iisus Sirah, care în capitolul 10 al scrierii sale, versetul 13, spune foarte clar că mândria este izvorul tuturor păcatelor. Tocmai de aceea, din mândrie, au căzut îngerii cei răi sub conducerea lui Lucifer. Și această mândrie s-a transmis după aceea prin dorința omului de a fi ca Dumnezeu, la îndemnul și prin ispitirea diavolului prefăcut în șarpe, ajungându-se ca protopărinții noștri să cadă la examenul moral pe care îl primiseră odată cu crearea și așezarea lor în rai, acela de a nu mânca din pomul oprit. Mândria așadar este începutul păcatelor și mândria s-a păstrat odată cu căderea în păcatul strămoșesc, nu numai ca păcat, dar în același timp și ca stare a modului în care oamenii relaționează între ei, în care îl văd pe Dumnezeu sau mai exact spus, prin care se depărtează de Dumnezeu. Mândria este un păcat mare, este unul dintre păcatele capitale, se înțelege. Păcat care îl rupe pe om de comuniunea cu Dumnezeu și îl îndepărtează de valorile pentru care el a fost menit pe acest pământ. Căci omul a fost creat ca și prieten, colaborator și sfătuitor al lui Dumnezeu, nu numai în a pune nume tuturor celorlalte făpturi, dar și pentru creșterea sa duhovnicească, întărirea sa în bine. De aceea, mândria este un păcat și cu toate formele sale. Ne gândim aici la orgoliu, la vanitate, la modalitățile cele mai sensibile de exprimare ale mândriei în viața de zi cu zi, dar și în ansamblul vieții noastre, atunci când, cu siguranță, vor fi fiind și creștini care din când în când trag o linie în fața duhovnicului la scaunul de penitență pentru ca să încerce să se străduiască, să depășească acest păcat care ne încearcă și de ce să nu recunoaștem, ne mistuie mult timp și efort din viața noastră.
Părinte profesor, spuneați mai devreme, mândria este un păcat capital și totuși, din experiența noastră, sesizăm că foarte puțini oameni își dau seama că au acest păcat. Fie pentru că își justifică într-un anume fel căderea, de multe ori evităm să conștientizăm faptul că poate din mândrie am făcut păcatul respectiv, așa cum ne spunea și mai devreme, că mândria este începutul tuturor păcatelor. De aceea aș vrea să vă întreb, ce ar trebui să fac sau cum să-mi dau seama, ce întrebare să-mi pun sau ce analiză să-mi fac ca să realizez dacă eu sunt mândru sau nu? Cum ar trebui să procedez? Este o întrebare foarte pertinentă și mă gândesc în primul rând la faptul că omul a fost creat de Dumnezeu ca o ființă socială, o ființă dialogică, să intre în legătură și să comunice atât cu Creatorul său, dar și cu semenii săi. De aceea, de foarte multe ori, Mântuitorul Hristos, în timpul vieții și activității sale pământești, a fost întrebat ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci. Ne gândim la tânărul învățător și Mântuitorul Hristos i-a răspuns: cum citești? Mântuitorul, om adevărat și Dumnezeu adevărat, știutorul inimilor, l-a întrebat ce știa el, învățătorul de lege. Și acesta i-a spus să se ferească de păcatele care erau așezate în rânduiala lui Moise și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu i-a spus care este întâia și marea poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce înseamnă aceasta? Mântuitorul așează ca fundament al vieții creștine iubirea. Ori iubirea este antiteza mândriei. Pentru că mândria duce la ură, duce la dezbinare, duce la război, fie că vorbim de un război interior, fie că vorbim de războaie fizice, de ce să nu recunoaștem lucrul acesta. Și iubirea este cea care așează pacea, așează liniștea, este doritoare de împăcare și întotdeauna de bucuria comunicării cu aproapele tău. Tocmai de aceea, în viața de zi cu zi, și aici, chiar dacă este mai extinsă, vom face o paranteză, în care vom spune că, din nefericire, omul este însingurat într-o mare de oameni. Este singur într-o mare de oameni. Paradoxal lucrul acesta. Și vă mărturisesc faptul că observ lucrul acesta când văd acel șuvoi de oameni de la metrou ieșind sau dintr-un loc unde s-au adunat și nu se cunosc unii cu alții. Fiecare cu gândurile lui, cu programul lui. Devin uneori atât de insensibili încât trec pe lângă cel care este aflat poate în suferință sau un accident și așa mai departe, fără a simți nimic din ceea ce înseamnă omenescul, umanul din noi, atunci când vedem pe semenul nostru în situație dificilă. De aceea, în viața de zi cu zi, aici trebuie să ne gândim că omul poate să-și facă o radiografie, să spunem așa, cumva permanentă. Și cred că cel mai bine este să-și regleze cumva modul în care comunică cu ceilalți. Este împăcat cu ceea ce face? Este împlinit cu ceea ce face? Este mulțumit de răspunsurile pe care le oferă sau pe care le primește într-o conversație și așa mai departe? Îi este ușor să intre în comunicare cu semenul său care poate nici nu-l cunoaște, dar pleacă de la premiza unor valori universale, umane și sădite de Dumnezeu în sufletele tuturor? Ei bine, aici pentru a merge mai departe, și pentru a avea această viziune asupra vieții tale, să te cunoști pe tine însuți și să ai puterea de a recunoaște acolo unde ai anumite lipsuri. E adevărat, în tradiția populară se spune clar, greșeala recunoscută pe jumătate iertată și așa mai departe. Dar să știți că acestea izvorăsc din tradiția noastră bisericească, din viața bisericească. Și cu adevărat omul poate să cunoască realitatea în care el trăiește atunci când se raportează la Creatorul său. Atunci când se raportează la viața bisericii, la tainele bisericii, la modul în care interacționează cu Hristos prin Sfintele Taine. Și aici, cel mai la îndemână,
pas este această venire în sine, când se hotărăște să se îndrepte în a avea un duhovnic. Și aici este iar o discuție, pentru că a avea un duhovnic este chiar o responsabilitate și pentru creștin, dar și pentru duhovnic deopotrivă. Trebuie să se realizeze o empatie, o împreună lucrare, dar toate acestea în Duhul lui Hristos. Nu în virtutea unei prietenii sau, eu știu, relații umane care continuă în comunitatea care poate fi mai mică sau mai mare, în care trăiește și duhovnicul și penitentul. În biserică suntem alții. În biserică lăsăm toată grija cea lumească la ușa bisericii și aici suntem doar noi cu Hristos. Creștinul care privește spre Hristos înțelege și realitatea în care trăiește. Creștinul care își recunoaște păcatele înaintea lui Hristos, deși nu este decât cu duhovnicul înaintea lui Hristos, cu siguranță îți va recunoaște și păcatele și greșelile în relația cu ceilalți. Și astfel trebuie să înțelegem și să le spunem credincioșilor noștri că și acest mod de a recunoaște greșelile, de a ne recunoaște neajunsurile, neputințele, limitările noastre, se poate cultiva, se poate învăța, se poate exersa, puțin câte puțin, și atunci cu adevărat înțelegem că în anumite situații ispititorul ne amăgește, făcându-ne să credem că suntem mai importanți decât alții, că putem să biruim doar cu puterile noastre omenești toate cele ale lumii pe care noi avem să le gestionăm, să le parcurgem. Și atunci, practic, în paralel intervine un alt sentiment și anume și o altă trăire, și anume smerenia. Pentru că dacă realizăm cine suntem, dacă realizăm că noi trebuie să devenim, nu să avem, că noi trăim pentru Hristos și ne străduim să trăim în Hristos, chiar dacă uneori avem scăpări, uneori avem mici derapaje, uneori avem mici probleme în a ne înțelege chiar pe noi înșine, Dumnezeu ne așteaptă întotdeauna cu brațele deschise. Și trebuie să înțelegem că în viața de zi cu zi începe să ne lipsească în cultivarea smereniei, în cultivarea liniștii, păcii și bucuriei de a fi împreună cu semenul nostru, răbdarea. Nu mai avem răbdare. Timpul, spunem de fiecare dată, că se comprimă, nu ne mai ajunge. De ce? Pentru că, iată, cu ajutorul cunoașterii umane, s-a ajuns ca foarte multe informații să năvălească peste noi și să ne copleșească. Ori în alt context de timp și spațiu, aceasta ar fi necesitat mult mai mult timp și mult mai multă așezare și, de ce să nu recunoaștem, mai bună selecție. Pentru că aceste informații vin și ne năpădesc pur și simplu, de multe ori nici nu avem nevoie de ele și ne pune la încercare răbdarea noastră. Pentru că, iată, ajungem și aici. De la mândrie, ajungem să nu-l mai înțelegem pe cel de lângă noi, începem să-l repezim, cum spunem, și de ce nu chiar să ne mâniem? Nu degeaba spuneau latinii, ira furor brevis est. Mânia este o scurtă nebunie, este o ieșire din normal. Și după ce am trecut de această stare pe care un om cu așezare, un creștin cultivat, știe să o gestioneze, atunci vom înțelege cu adevărat că smerenia este de fapt brățara de aur cu care intrăm în împărăția cerurilor. Iar ajungând aici, smerenia nu se clamează, ea se trăiește, ea se simte. Și dacă această smerenie reușește să devină un modus vivendi al vieții noastre, atunci va fi mai ușor să gestionăm accesele de mândrie, de orgoliu, de vanitate și de cele mai multe ori de supralicitare a capacităților, a valorilor cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi.
Părinte profesor, viața este un dar de la Dumnezeu și toate abilitățile pe care le avem, fără doar și poate, sunt talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu și pe care suntem datori să-i înmulțim. De aceea ne-a spus așa de frumos mai devreme că nu trebuie să ne situăm niciodată deasupra celorlalți oameni, chiar dacă poate noi știm mai mult, chiar dacă poate noi ne pricepem la anumite lucruri mai bine decât ceilalți, pentru că toate sunt daruri de la Dumnezeu pe care le folosim în folosul comunității. Ați menționat mai devreme de smerenie. Smerenia de multe ori în lumea aceasta este asemănată cu umilința. Nu știm cât de corect este lucrul acesta, dar un om care caută smerenia și care nu o cunoaște în profunzimea ei și cât de importantă este și că ea ne deschide până la urmă ușile împărăției cerurilor, fuge de smerenie pentru că îi se pare că aceasta îl face inferior celorlalți. Sigur că gândul acesta tot din mândrie ne vine. De aceea aș vrea să vă întreb, în societatea aceasta, în 2024, în lumea aceasta în care parcă este o competiție între oameni și fiecare dorește să fie mai puternic decât altul, vorbeați mai devreme și este atât de dureroasă această realitate că deși trăim într-o societate în care avem atâtea rețele de socializare, suntem foarte singuri. Dar totuși pe aceste rețele de socializare vedem foarte mulți oameni care pozează în anumite ipostaze, ca și cum ar fi foarte bine, ca și cum ar fi totul minunat, deși, în realitate, fiecare dintre noi avem câte o cruce de purtat. De aceea aș vrea să vă întreb, cum am putea să dobândim, sau mai putem dobândi noi smerenia în lumea aceasta și dacă da, de unde am putea lua aceste modele? Unde le-am putea găsi? Sigur că da, putem să dobândim smerenia, fără niciun fel de probleme. Important este să o căutăm. Și să nu o căutăm ca pe un obiect, ca și cum am găsit ceva într-o bibliotecă sau într-un loc, indiferent de cât de frumos ar fi locul respectiv, ci să o căutăm în noi înșine. Modelul suprem este Mântuitorul Hristos. Și să știți că smerenia, aveți perfectă dreptate, este o umilință, dar o umilință asumată, o umilință înțeleasă, o umilință care nu îl deranjează absolut deloc pe cel care se smerește. Și vă mărturisesc că sunt impresionat de foarte mulți tineri care, într-un fel sau altul, au ajuns în diferite poziții sau lucrează în anumite construcții organizaționale sau sociale de tip holding sau corporații și așa mai departe, proniator, zic eu, și nu întâmplător, într-un anumit moment al vieții lor, participând la un eveniment sau trecând printr-o situație mai delicată, mai dificilă pentru el, pentru familia lui, începe să-l zărească pe Dumnezeu. Și pentru că ei nu pot coborâ din înălțimile lor de acolo, de oameni cultivați, de oameni pregătiți, cu școli înalte și așa mai departe, încep să folosească foarte mult această discreție în a căuta smerenie. Și astfel ei ajung în locuri neumblate de mulți oameni, în sihăstrii, mănăstiri, acolo unde părinții din Sfânta Mănăstire sau maicile, unii fără foarte multă școală, dar cu Harul lui Hristos plin de toate darurile în inimile lor, reușesc să îi aducă pe calea cea bună pe acest oameni. Și încet, încet, ei se încep să se deschidă. De aceea, să știți, din nefericire, am constatat că și după perioada aceasta de pandemie, oamenii s-au înstrăinat și mai mult, unii de alții. Este foarte adevărat că unii au înțeles asta în chip pedagogic, ca o lecție pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, ca noi să înțelegem că trebuie să fim unii cu alții, nu doar unii lângă alții. Și să înțelegem că, de fapt, bunul cel mai de preț este viața și, bineînțeles, subsecvent din aceasta, sănătatea. Și trebuie să avem grijă de ele. Mai mult decât atât, înțelegem în astfel de situații că avem această bucurie. Dumnezeu ne întinde această mână de a avea ocazia de a ajuta pe cineva. Să știți că și acesta este un dar de la Dumnezeu. Pentru că
Unii se întreabă cum să facă binele, cum să săvârșească faptele cele bune. Aceasta ce înseamnă? Aceasta înseamnă bucuria de a dărui. Și până la urmă, dacă ei fac aceste fapte bune, încet, încet, fără să-și dea seama, coboară de pe scara mândriei și ajung la realitatea vieții în care trăiesc și devin mult mai empatici, devin mult mai săritori și, de ce nu, devin foarte apropiați de cei pe care îi ajută, stabilind uneori legături de frățietate creștină, ceea ce este extrem de important. Atunci ei înțeleg că, de fapt, darurile pe care le au, înțelegerea asupra vieții pe care au dobândit-o prin cunoașterea cărților, prin cunoașterea cursurilor pe care le-au făcut și așa mai departe, sunt, de fapt, un dar de la Dumnezeu. Ei sunt un dar de la Dumnezeu prin viața lor, prin ceea ce ei fac și înțeleg încet, încet că pot deveni mâinile întinse ale lui Dumnezeu în creație pentru a-L ajuta pe cel căzut. Pentru că ne spune Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 25, gol am fost și m-ați îmbrăcat, însetat și m-ați adăpat și așa mai departe. Și i-au întrebat, și unii și alții, și cei care au făcut bine și cei care nu au făcut. Dar unde, Doamne, te-am văzut? Și a spus atunci Mântuitorul, întrucât ați făcut sau nu ați făcut unuia dintre aceștia mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Cu alte cuvinte, practic, mândria împânjenește vederea clară a lui Dumnezeu, iar smerenia o curăță. Și odată curățată, vederea devine limpede și atunci înțelegi că, de fapt, totul este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu avem întâmplări în viața noastră. Noi avem lucrări ale lui Dumnezeu. Și dacă nu înțelegem din fiecare mesajul pe care Mântuitorul Hristos îl sădește în sufletul nostru, atunci, cum ar fi vorbit și Sfântul Apostol Pavel despre înviere, zadarnică și credința voastră și propovăduirea noastră. De aceea îi îndemnăm pe cei care ne privesc acum să se aplece cu milă, cu compasiune, cu dragoste față de cei care au nevoie de acestea. Ei bine, dacă stăm să ne gândim din punct de vedere omenește, niciodată nu suntem la un statut, la un nivel în care să ne permitem. Dar banul văduvei s-a dovedit a fi mult mai roditor decât prisosul bogatului. Pentru că banul văduvei înseamnă sudoare, înseamnă suflet, înseamnă dragoste, înseamnă smerenie, înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, pe când prisosul bogatului înseamnă întotdeauna ceva exterior, ceva ce, de ce nu mai avea nevoie și lucrarea lui rămâne întotdeauna externă, în afară. Nu este în iubirea lui Dumnezeu care este cultivată între semeni. Părinte profesor, a spus atât de frumos mai devreme această realitate pe care poate nu o băgăm în seamă, și anume faptul că noi n-ar trebui să vedem lucrurile din viața noastră ca niște coincidențe, pentru că toate sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Și poate dacă ne aflăm într-o poziție socială mai înaltă și material sau poate intelectual, ar trebui să nu uităm că pentru a ajunge în acel loc și noi am fost ajutați. La început de părinți care ne-au ajutat să mergem, să vorbim, apoi de profesori, de medicii care au avut grijă de sănătatea noastră, de cei care ne-au verificat frecvent cunoștințele, și cred eu că, din păcate, nu avem recunoștința pe care ar trebui să o avem față de părinți noștri, față de profesorii noștri care ne-au învățat până la urmă și ne-au ajutat, au cerut de la noi mai mult decât noi credeam că avem pentru a putea ajunge în locul în care suntem. De aceea, având gândul acesta, conștientizăm că și noi am primit tot, iată, un dar de la oameni care m-au ajutat să ajung într-o anumită poziție și sunt dator ca și eu acest dar să-l întorc tot către oameni. De aceea, aș vrea să vă întreb, Părinte, având în vedere această realitate foarte frumoasă pe care a spus-o mai devreme, și anume că nu trebuie să punem totul pe seama coincidenței, toate sunt lucrări ale lui Dumnezeu, care ar trebui să fie perspectiva noastră asupra vieții în general?
Când întâlnim un om sărac sau poate când întâlnim un om aflat în depresie, de exemplu, sau când întâlnim un om debusolat, un om care nu-și găsește sensul sau direcția în această viață, care ar trebui să fie atitudinea noastră? Putem noi să devenim mijloacele prin care Dumnezeu lucrează în lumea aceasta și cât de onorantă poate fi această misiune până la urmă? Ați atins aici un punct foarte sensibil, din care înțelegem sau ar trebui să înțelegem că această relație de comuniune stabilită între credincioși și, de ce nu, și între oameni în general, bazându-ne pe valorile universale, umane, sădite de Dumnezeu în noi, prin actul creației, toate aceste valori trebuie împărtășite. Și nu toate, atenție, nu toate pot fi achiziționate. Adică binele are o multitudine de forme de exprimare. Și de cele mai multe ori întâlnim oameni care, în mod sigur, nu au nevoie de bunurile noastre materiale. Au suficiente. Dar sunt, cum spunea dumneavoastră, în situații dificile. Sunt în situații sensibile, în situații delicate, în tragedii familiale. Și atunci trebuie să înțelegem că noi avem o datorie sfântă. Dacă suntem mărturisitori ai lui Hristos, dacă suntem împlinitori ai voii lui Dumnezeu, noi trebuie să fim alături de El, cu o vorbă bună, cu un sfat onest, corect. De cele mai multe ori, unii înțeleg aceste sfaturi în virtutea unor prietenii la a le spune ceea ce așteaptă ei în momentul acela de gringoladă, de lipsa percepției realității în mod corect și așa mai departe, ci trebuie să învățăm ce ne învață Mântuitorul. Mântuitorul ne spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Sau în alt loc ne spune: priviți la mine, luați jugul meu. Sau în alte situații: nu te teme, turmă mică. Însemnând prin aceasta că trebuie să avem curaj, trebuie să îndrăznim și să înțelegem că prin noi, atunci când ne gândim și înțelegem statutul nostru de creștini ortodoxi, de creștini ortodoxi practicanți, de creștini ortodoxi trăitori până la urmă, să facem ca acel lucru să se reflecte în modul în care îl înconjurăm pe cel de lângă noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Părinte Profesor, ca și noi să lăsăm pe Dumnezeu să împrumute mâinile noastre pentru a veni în ajutorul aproapelui, smerindu-ne și conștientizând că tot ce avem și tot ce suntem sunt daruri de la Dumnezeu. Din păcate, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru frumoasele și ziditoarele de suflet cuvinte și vă invităm și într-o ediție viitoare Cuvânt pentru Suflet. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!